Schön. Bună seara! A venit în sfârșit timpul să pot să fac supa chinezească care am vrut. O să facem din pește. Uitați, încă mai mișcă. Hai să vedeți. Facem din pește auriu. E proaspăt. Lasă peștele meu. O să aibă 2 ani. O să aibă... Angie, au avut așa aici? Da, da, au avut. Da? O să aibă 2 ani în primăvară. Asta nu-i pește, asta-i câine. Da. Da, bă, aha, să fim mai serioși. Deci o să facem o supă chinezească. E foarte simplu de făcut. Nu mă complic cu multe detalii și așa. Proceduri complicate. Sunt mai multe ingrediente semi-preparate. Uitați, am aici legume congelate. Tot chinezești? Tot chinezești. Dar ăștia au gust bun, știu eu că... Vedeți, au ciuperci, morcov, au alge, astea sunt muguri și mai multe chestii din astea asiatice. Ăsta e ghimbir. Deci este mai multe. Astea așa cum îs, o să le pun când e aproape gata supa, nu o să trebuiască să fiarbă, fiindcă ele sunt foarte moi și morcovul îi moale. Deci asta când au văzut apa în 3 minute, e gata. Ok. Aici am legume ce am avut pe acasă, țelină, ceapă, angice ăsta, leuștean. Nu, e pătrunjel. Morcov. M-a costat în apă și s-o cam... Da. Pun și un pic de usturoi. Puțin usturoi. Aici am 4 bucăți de somon. Aici am creveți, 300 de grame, ies cu un pic de pătrunjel și cu un pic de usturoi. Somonul a fost congelat. Am tăiței din ăștia, din făină de... Mălai am vrut să zic. Făină de orez. De orez, de mălai. Trebuie să se închide acolo în spate, că o fie ceaiul. Să punem hota. Deocamdată nu e. Ok. Așa, nu avem pătrunjel și punem pătrunjel așa. Din ăsta uscat. Vezi ce bun e. O să pun și un pic de chimen. Ăsta îmi pare rău că nu am mai mult. Ulei de susan. E numai atât. Dar asta eu cred că o să punem în farfurie, Angie. E mai efectiv. Că dacă pun în oala asta, cât e aici, e foarte puțin, știi? Da. Așa, dacă îi punem în farfurie, e mai intensiv pustul. Am luat și asta, dar n-am văzut că e hot, că e iute. Acum am văzut bine că n-am pus în oală și după aia să zic, opa! Și atunci Natalia nu mănâncă. Da. Hai tu să vedem. Cât să guști. Eu cred că e iute. Aoleu. Uleu. Asta e ceva. Mă, dar uite că arată și ardei iute. Na. Nu știu ce am făcut, că n-am dormit, că n-am luat. Nu știu. Aici am pus apă, dar n-am pus sare, Angie. Păi pune sare. Pune și un pic de sare să... Da, păi de punctul ăsta... Dar nu așa, că este acolo. Da? Uite. Ah, ok. Aha. Nu se poate și așa. Da, mai fă. Nu, am mai... Ai închis. Să nu... Da, să nu dau pe jos, știi? Acum începe imediat să fiarbă. Putem să punem liniștit și... Nu le tai? Sau le pui așa? Nu, le pun așa, că astea le iau după aia, știi? Le strecoz în supă. Ai grijă, nu te tai, mă. Poți să le tai așa în bucur. Păi da, eu îți spun, trebuie tăiate. Nu poți să le lași așa, ce, deja arde? Da. Să-mi spăla pământ. Eu nu intru în acasă când vin de afară să nu mă spăl pământ. Și când mânc, întotdeauna mă spăl pământ. Și când mă ocup de ceva în care așa. Punem și ceapă în două.
astea. Așa. Cât avem aici? Două cepe. Câți morcovi ai tăiat? Angeangi mi-au pregătit legumele că eu am fost plecat. Doi morcovi, nu? Și țelină, două cepe și două pătrunjel micuțe. Nu știu, mai normal, puteam să punem și ghimbir, dar din cauza lui Natalia l-am pus ca să nu fie iute. Da. Aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 căței pechinești de usturoi. Da, păi, pechinezii tot din China vine. Da. Da, din orașul Peking. Da? Da. Nu. No. Peking e, cum vine tradus la noi, Beijing, capitala. Na, bun. Da. Întotdeauna ce faci, mă? Punem și... Vezi că la iute. Chimen. Da, pune chimen, că-i dă gust. Aici ar trebui să fie... Nu nu-ți place. Cam... O lingură de chimen. Chimenul e foarte bun în supă. Îi dă un gust deosebit. Așa. Acum trebuie să fiarbă. Toate împreună. Ok. Și după ce s-o fiert, să strecoară supa. Uite, o să avem că din astea congelate. E bun? E bun? Nu-i porumb, e mazăre. Mazăre. Da, nu-i fasole. De ce se potrivesc tata cu fica? Lasă să zic că e porumb, eu zic că e mazăre. Fasole. Natalia, e bun? Da? Uh-huh. Nu, bea ceai cald, că ăla e rece. Uite cum mâncat-o. Bravo, mamă, bravo! Legumile sănătoase! Crude! Da, mai vrei? Stai că îți dau alta. Îți dau alta, stai. La Natalia, într-adevăr, îi place mazărea crudă. Congelată. Înghețată. Dă mușul, Dorin. Nu, gata, că te doare gâtul. Că te doare gâtul, mami, destul. Așa, bea sucul tău, bubble tea și... Hai să vedem asta cât de șarf. Iute. Stai să pun într-un bol. Da. Auză și pe Ciuciu. Unde-i? Unde-i Ciuciule? Ce faci, mă? Asta a fost fain, așa ai? Ai avut zăpadă? Da, Ciuciule. Gata, s-o duc, care treabă. Se vorbește la tren. No, cum e? Au, e pastă. Pasta, dar precis e iute. Păi vedem. Trebuie să guști. Cât e de iute? Natalia, nu mai iubita. Nu mai mama. No, numai ăla și gata. Ok? Las că pune supiță și atunci papi în supiță, ok? L-a pus fix în mijloc. Uite-te să vezi cum l-a pus în mijloc înapoi. Natalia. Ok. Deci, gustă. Iute. Mm-hmm. Du-te, bea apă. Și tu ai vrut să... Stai să gust și eu un pic. Nu-i rea. Angie? Da, iute. Iute un pic. Îngustat. Mm-hmm. Nu e rea, e faină, s-ar potrivi la supă, dar dacă n-ar fi fost iute. Natalia. No, aici începe să fiarbă. Văd că... Trebuie să ne punem în farfurie, Angie. Știi? Că e gust fain. Da, e gust fain. Mie îmi place supa cu chimen. Nu știu de ce, dar îmi place gustul. Deci, ce are ăsta? Te-a fixat aici. Condimentul ăsta. Pe tu când tai, nu te uiți pe unde tai. Zahăr, sare, ulei de soia, ulei de... Nu știu ce am tăiat. Lămâiță, ceapă.
usturoi, corector, aha, are și euri, țare, făină, știți, de lămâie verde, colorant. N-am pierdut nimica, că dacă nu-l punem, că are o grămadă de euri, dar... Deci nu-i sănătos. Nu-i sănătos. Ok, dacă vrei să pui, am sos de soia. Sau mai este ceva, numai cred că... Ăsta îi, da, sos de soia. Da, astea sunt naturale. Da. Și mai am ăsta de la Heinz. Ăsta ce? Work. Chester. Ăsta nu e soia. E pentru tigaia aia work, știi? Oțet din alcool, melasă, oțet din malț, usturoi. Și ăsta e natural. Știi? Da, ai vrut să te-ai păgât. Da. Gustă. Da. Dar e bun. Eu cred că ar fi bun ăsta în supă. Știi? Știu. E acrișor. E bun. E bun. Știu că Mirela l-a luat când a fost atunci de Paști la noi, știi? O să-i soia. Sau l-a fi dus? Nu știu. Sărat e soia. E sărat, deci sosul de soia e sărat. Ca să nu mai pui sare, știi? Ighen. Ighen, da. Ighen. Da, da. Deci... Un Ersatzfond, Konservierungsstopfen. Asta e sos de soia. Da. Și ăsta îi, nu știu, work sister. Work, vor, sister. Vor, sister. E și pentru supe și... Dar are, așa, oțet din alcool, melasă, oțet de malț, apă, zahăr, suc de tamarind, sare, ceapă, am sit de pește, asta am simțit eu, Angie. Păi da, e bun ăsta. Ăsta are gust de pește, da. Și ăsta are gust de pește, da. Ăsta e bun. Nici nu știu de unde l-am luat. Oare de la cap? Nu știu, Mirela l-a luat ăsta. De la cap, nu știu de unde. Aici începe să fiară, nu? Ce fain, luase de la Chimena, Angie, foarte fain. Hai să vezi, l-a găsit pe aici nasul. Da, știu că m-am băgat deja de două ori. Da? Da. Și acum așteptăm. Așteptăm să fiară. Eu îmi fac o cafea fără cofeină. Am crezut că zici fără alcool. Îmi fac o cafea din aia fără cofeină de ovăz. Deci, credeți-mă, mie mi-l place. Eu l-am avut acolo sus în dulap. Am zis că cine știe ce, dacă l-am luat, o zis un om de acolo din magazin, m-a spus, credeți-mă că e foarte bun. Asta? Ok, da. O zis, credeți-mă că e foarte bun ăsta. Că el folosește în fiecare dimineață. Nu, peștele când o să-l pun, nu trebuie să fiarbă mult, dar asta vedeți dumneavoastră. Deci prima dată legumele. Când e aproape gata, să mai lasă să fiarbă, să zic, 10 minute la foc mic, împreună cu crevețe și cu peștele. Astea o să le fierb separat. Dar, Angie... Eu zic să le fierb în supă. Nu, nu că lasă așa... Faci supa tulbure, știi? Și nu-mi place să fie tulbure, da. Am idolul ăla din... Rice noodle. Din... orez. Mai bine le fierb singur. Numai eu aș pune astea, dar am un zahăr, ce să fac? Că și mama mea să vrea să mânce. Știi? Mama, cât pui, Doamne, iartă-mă, că doar nu pui mult, păi să se simtă. Nu, no, ce e aia? Nu-i nimic. Hai, dacă puneai mult zahăr, aia da, înțelegeam, da. Așa, dacă e un pic, nu cred că aranjează. Mă duc să-mi trebuie să văd. Punem pauză până am fiert aici, nu? Vezi că fierbe.
Nu mere, că sunt beculețele astea mici. Trebuie să pun hota. Trebuie să pun hota, nu să pune pe pauză. No, ok. Legumele au fiert la foc mic, vedeți? Să ne scuzați, Dara. Le-am dat să mănânce și fac figuri unul cu altul să joacă. No, bine. Acum strecurăm supa. Să vin acolo. Doar, dacă nu vine, s-o bag în golul pe aia. Și așa. Și ciu-ciu. Și așa chinezi, mâncă câini. Ciu-ciu dă cu laba în ușă, că te sperii. Angie, help. Ce? Da, e prea mare, adică e mică oala și ea e prea mare, știi? Și din cauza ok, mai trebuie oală. Oală. Ok, supa noastră e aproape gata. Legumele au fiert. Am stricurat supa și acum avem o supă curată. Vedeți? Acum o ducem iară la fiert. Și putem să punem așa, câte puțin de roate, să-mi iau o lingură. Punem o lingură de sos de soia. Asta e sărat și are gust de soia, specific soia. Trebuie să aveți grijă cu el, să nu sărați prea tare. Așa, asta e ingredientul la care am spus. Are pește în el, are gust de pește. Da. Punem și de aici două linguri. Ok. Ce fain miroase? Miroase faina pește. Da. Așa. O să pun și... De fapt, ăsta îl pun când e, după ce o fie. Acum lăsăm să ajungă la temperatura... temperatura fierberii. Și atunci o să punem peștele și creveții. Aici pus apă să fie acolo pentru peței, ca să pun un de sare. Aici sare. Tot acolo s-o obișnuit cu sare, Angie. Ce cățut? Păi vezi dacă nu ești atent. Nu mă trebuie să... Da. Ia-l și pune-l acolo. Și să ai dat drumul acum și la ochiul ăsta în față. Oprit complet. Ce oprit complet? La... Acolo, la ochiul ăla, mă refer. Mai puțin, Natalia. Vă faci sport? Da. Aha, faci sport, Natalia, fără mine. Mi-e vedem la fitness. Da. Sunt mai slăbiți o leacă. Un pic de pantalonile pe Natalia cum fuge. Ce se gustă un pic să văd și gustarea asta? Păi gustă să vezi. Poate mai trebuie ceva. Asta e pește. Acolo. Două.
aveți sare, nu, n-ar mai trebui să punem dacă punem din asta sau pe soia. Nu. Eu asta era ideea. Da. Lipsește ceva. Te-ai gândit că n-ai pus peștele, păi n-ai pus legumele și atunci? Da. Da, totuși mai lipsește ceva. Pune numai astea și după aia mai pui la sfârșit. Hai să văd. Ăla e rozmarin, anason. Deci nu, vegeta să nu pui. Nucșoară, curii. Și ce îmi lipsește aici? Ce? Ghimbir. Și piper, dar piper nu pot să pun în cauza lui Natalia. Am da. Nu pune piper, că nu mâncă. Și așa un pic de piper. Da, știu ce mai pun. Uite aici ce pun o fiară. Usturoi granul. Așa. Ok. Dă mai încet. Asta trebuie să fiarbă încet. Da? Deci punem peștele. Și dau la sucă gust de pește. Nu am fain. Ce frumos. Aici mi-e place. Vreau să arunc și apa asta, știi? Care-i stat? Păi da. E buzită de ciuciu. Da, ciuciu are chef de joacă. Ok. Așa, și acum așteptăm până ce fierbe un pic și după aia punem legumele și gata, nu? Nu mai mult. Condimente, nu prea am așa multe, dar... Uitați dacă... Uitați, deja și-o schimba culoarea, deci... Ele nu trebuie să stea... Un clocot să dea inima. Un clocot și ok. Adică poți să pui și legumele. Știi? Un clocot, să vedem un clocot și atunci pun legumele și e ok. Asta mai mult fi trebuit să pun înăuntru ulei de susan, dar avem puțin și o să le punem în farfurie ca să dea gust special la supa chinezească. Da. Dar și chimene, și ghimbirul. Imediat e gata și papi, ok? Aș pune și piper de mamboi. În cazul Natalia. Da. Uuu,
Unde ce fain miroasă pește? Hai să vezi. Mhm. Da. Da, tu ce pot? Are gust fain de pește. Punga de la legume ar trebui să moară, dar toate sunt la fel, mă refer la cantitate. O pungă de legume asiatice, cred că e în jur de, mai știu, 400 de grame. La urmă se pune, dar când o dat un foc, poate aici e ok. Ce-i, Pepi? Ce-ai pățit? Miroasă pește. Da? A, Pepi. Da? Dar gustul de la legume. Un de sare și mai adăug ca anci. Asta ce e aici? Vegetal. Asta? Condiment de... chinez. Condiment de chinez. Și nu știi ce conține. E un pic iute. Am găsit. N-am pus mult. Sare. Tu tot ai probleme cu ăla. Într-adevăr, l-am pus cam prea plin. Ah, deci tu ești. Da. L-am pus cam prea plin și, nu, ce să fac mai... Și ăsta e condiment, adică multe mirodenii. Da. Mai pus și vegeta. Vegeta fără ei. Intră cu gust un pic salat și cu ceapă. Okay. Și acum o să dăm un pic mai tare. Deci, ați văzut, am pus. Nu m-am făcut la gramaj. După gust. Gustul dumneavoastră. Ce ați văzut sunt ingredientele, da? Dar gustul vi-l dați dumneavoastră. Deci, astea sunt tăiței de orez, care îi aduceți la fierbere și după ce s-o ajuns apă la fierbere, închideți și lăsați cam 10 minute să tragă. Și m-am ars și sunt gata. Bun? Da. Acum este acolo. Ok. Așa. Eu știu că spuneți, nu trebuie. Mie îmi place așa. Să-i clătere.
Da, și eu, tot așa fac. Îi clăpă, pentru că dacă îi las așa, atunci cu timpul să lipesc și tot să rup, tot să fac, vai și amar. Mai bine îi clăpărim și atunci... Cu apă rece, din față. Da. Deci. Așa. Și gata. Tăițelul. Eu am aici morcov care o fiert în supă. Am și uite că nu fac ceva. Ce ai făcut? Dar normal ar trebui din ala pentru spaghete, știi? Nu știu dacă n-au venit undeva. Nu. Nu am chestii. Nu. Să caut. Luăm așa. Ai grijă nu dai în hotă. Vezi ce frumos e. Mai un pic. E suficient pentru toți. Da. Și acum. O să pun asta. Legumele au făcut un pic de spumă. Le-am pus la fiert. Stai să arunc asta. Ok. Arată bine, deci... Pe aștept să mănânc. Și camioa asta pește. Pepi, gata. Să ridica și un pic de ulei de la pește. Da? Da. De fapt, ăsta nu-l mai iau. Nu-l mai iau. Ulei sănătos. Și asta e o supă sățioasă chinezească. Nu prea e chinezească din cauza că nu iute. Dar afară de asta are tot ce trebuie să se numească supă chinezească. Trebuie să-mi pun și un crevete. Oh, că am rupt un pește. Nu, no, pe păi, mă lasă, n-are nimic. Ei, creveții unde sunt? La fund. Ca de obicei. Ca de obicei, creveții sunt la fund. Las că e cât sunt mai încolo. Da, am unul aici. Da? Uh-huh. Deci ai prins unul. Am prins unul. Eu, cine mânca asta? Eu. Tu? E prea mult pentru mine. Tu mănânci. Eu mănânc. Un pic mai multă supă. Îmi place mult cu supă. Final touch. Mai este și pentru tine, ce mai este? Și aceasta este realizarea mea. Faceți că este super. Chem și pe mami să văd dacă vrea să mânce și pe tati. Tu poți să faci între timp poze, Angie? Da. Ok. Ok. Uh-huh. Angie, cum e? Uh-huh. Natalia, îți place? Fac și eu, ca Natalia. Păi n-ai gustat încă. E bun, știu eu. Asta e preferata mea. Da. Uite cât m-am pus aici.
Mami, ți-ai pus creveți, creveți iese de din jos. Da, m-am pus. M-am pus somon. Și aici avem, dacă vrem, iute. Nu. Eu o să-mi pun un pic. Tati, o mers la bucătărie să mânce. De ce? Nu știu. Stai să simte el bine. Stai să mă duc să-l chem să văd unde. Nu. Nu ne rugăm. Prea toată lumea mâncă. Nu-i bani. Nu, hai. Hai să ne sculăm. Tata, ce este mărirea, glorie, onoare, laudă, slava, puterea și mulțumirea no, iubitorilor de oameni sunt ale tale. Fiindcă tu ai iubit atât de mult lumea, că ai dat tot ce ai lume scump pentru păcători care cel de fi Sfânteau. Îți mulțumim, Doamne, pentru asta, pentru că tu ne-ai încredințat, lasă-l în pace. Și de la tine vin toate lucrurile bune, Doamne. Binecuvintează bucatele aceste bune, binecuvintează în casa mea, familia mea, pe toți amicii de aia, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, să facem voia Ta, să trăim frumos, așa cum dorești Tu. Ajută-ne, Doamne, să ne iubim pe alții, după pilda Ta, Doamne, pentru că atât de mult Te-a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Tot ce nu mai spun să moară și încă mă de cruce pentru păcători. Îți mulțumim, Doamne. Mulțumim de copilașii Tăi și de tot ce ne-ai dat și de toate lucrurile bune și de cele rele, Doamne. Fii cu noi și pe Te și cu noi, Doamne. Sfințește rana aceasta, sfințește și ajută-ne să facem voia Ta. Amin. Amin. Poftă bună. Stai acolo, liniște. Poate îmi dai cu supă. Nu, nu se aplică. Pe spate. Nici din greșeală. Hai să văd și eu cum e supa. Tati, cum e supa? Încă n-ai început. Ce cum e supa? Să gust supa. Supa e superbă, pentru că tot ce vine din partea lui Dumnezeu este superb, este bun. Toate lucrurile care vin de la Dumnezeu ne zidesc, ne hrănesc, ne ajută să facem voia lui Dumnezeu, pentru că asta e important. Tati, dar eu te întrebam cum e supa, gustă supa. Am spus că am gustat-o, da. Gustat. E bună? E bună. Doamne, să-ți ajute. Angi, cum e supa? Bună. No, bine, vă lăsăm. La revedere. Place. Tu cum mânca asta supa? E spălată, poate aia pe gură. E spălată, da.